Doamne. O duminică perfectă. Doamne, cât de bună e. Mol aici. Vă place ce am aici? Și mie. Pentru că miroase absolut demențial. Este aluat fraged cu ulei de măsline, dulceață de smochină și bezea cu nucă. Nu vă puteți imagina ce se simte în momentul ăsta la mine în bucătărie. Se face simplu, e un aluat fraged cu ulei de măsline, dulceață de smochine și bezea cu nucă. Încercați, e rapid, e delicios și o să aveți o duminică frumoasă, vă zic eu, cu siguranță, cu toată familia. Eu fac o tavă mică pentru că sunt doar eu cu zaraza și nu vreau să fac risipă de mâncare. Așa că hai să vedem ce ne trebuie, cum ne trebuie și cum se face minunăția asta de prăjitură. Pentru aluatul fraged avem nevoie de ulei. Eu am aici 100 de ml de ulei, eu voi folosi de această dată ulei de măsline de la Terracred. După care o să folosesc doar un ou, iar aceeași cantitate pe care o am aici de ulei, voi folosi zahăr și apoi făină cât încape. Hai să vedem! Asta este aluatul de care am eu nevoie. Am tapetat o tavă mică cu hârtie de copt și aluatul pur și simplu l-am întins cu degetele și cu palpele. Nu trebuie să fie complet neted pentru că oricum acesta se va umfla acum la copt. Punem gemul peste, după care punem bezeaua în nucă. Hai să vedem! Am întins dulceața de smochine peste blatul nostru, care de fapt este un aluat fraged cu ulei de măsline. Iar acum o să batem o bezea din două albușuri cu puțin de zahăr, vreo 60-70 de grame de zahăr și vreau eu să pun și puțină nucă, puțin miez de nucă, o să iasă genial. Hai să vedem! Cam așa arată prăjitura noastră de astăzi înainte să intre la cuptor. O băgăm la 175 de grade până vedem că bezeaua este bine rumenită deasupra și dăm și sus și jos să coacă, astfel încât se face și asta și asta de deasupra. Fost fericit sub un soare cu dinți păcătoși.
Merge? Merge. Dragilor, asta a fost rețeta de astăzi, de duminică cu duminică. O super prăjitură. Zarazi i-a plăcut extraordinar de mult. A luat fraged, ulei de măsline, dulceață de smochine și bezea cu nucă. Este perfectă pentru micul dejun sau pentru gustarea de după amiază, alături de o cafea bună și aromată. Încercați ca să vă convingeți. Vă pup!